Slăviți și binecuvântat să fie Domnul! Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu. Aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Și vreau pe scurt să prezint patru lucruri care condiționează mulțumirea noastră, de care este legată mulțumirea noastră. În primul rând, mulțumirea e o chestiune care ține de ochi. Dacă vă întreb ce vedeți aici, că voi știți deja, cei mai mulți văd un punct negru. Depinde ce privești, depinde ce observi. Eu văd mii de puncte albe. Altul vede un singur punct negru. Ne-am obișnuit să fim critici, eu m-am obișnuit, le mai spun unora, am laser în ochi. Dacă văd un tablou că-i strâmb, văd imediat că-i strâmb, dacă văd o ușă că-i strâmbă, văd ceva, imediat îți sare în ochi defectul. Ne-am obișnuit să observăm foarte mult defectele. Femeile imediat observă dacă e ceva în regulă, dacă nu e ceva la modă, dacă nu este asortată, imediat. E o deprindere, în primul rând, a ochilor. La ce te uiți? Ce observi prima dată? Și noi, de cele mai multe ori, ne focalizăm pe lucrurile negative. Ceea ce nu ne place, ceea ce nu ne convine. Nu observăm mii de lucruri frumoase, nu observăm mii de puncte albe, dar observăm un singur punct negru. Nu-i așa, surorilor? La bărbați cam asta e. Un singur punct negru, dar toată ziua doar despre el vorbim. Punctul negru. Și mii de puncte albe nu le vedeam. Un elev foarte bun, desena foarte bine, terminase liceul de artă și vrea să meargă mai departe la facultate și își întreba profesorul, spunând oare spre ce secție să merg? Avea posibilitatea să meargă spre pictură sau spre caricatură. Era foarte talentat, mai ales la desena chipuri. Și atunci profesorul le-a spus, dacă vei merge spre pictură, întotdeauna vei vedea oameni frumoși în jurul tău, un bătrân frumos, un copil frumos, un tânăr frumos, o femeie frumoasă, un bărbat frumos și întotdeauna vei observa frumosul din oameni și vei picta frumosul și vei face să fie mai frumos decât în realitate. Dacă mergi pe secția de caricatură, orice mic defect îl faci, are un nas puțin, tu îl faci și mai mare. Are o ureche, nu știu cum, e strâm, nu știu cum. Orice defect, atât îl vei mări și atât îl vei face să iasă în evidență că asta e caricatura. Asta, cu asta se ocupă. Și din păcate, cei mai mulți dintre oameni merg spre secția caricatură și observă în oameni doar defectele și le amplifică. Și le măresc și le fac să pară cine știe ce. Și prea puțin se apleacă spre a vedea lucrurile frumoase, spre a vedea frumosul din oameni, spre a vedea punctele albe, spre a vedea calitățile, spre a le sublinia, spre a picta, spre a scoate în evidență ceea ce este frumos. Nu uitați că mulțumirea, în primul rând, este o chestiune care ține de ochi. Admirație sau contestație? Vei admira frumosul, vei observa frumosul, când vei vedea pentru prima dată ceva, când mergi undeva, vei vedea întâi ce este frumos, vei deschide lista cu ce este frumos sau noi vom avea întotdeauna, chiar dacă nu sunt vizibile, chiar dacă nu vorbim despre ele, totdeauna vom avea două liste. Una cu lucrurile frumoase, una cu lucrurile negative, una cu avantajele, alta cu dezavantajele. Întotdeauna vom avea lista asta și o să continui cu treaba asta. E o chestiune, în primul rând, de ochi. La ce te uiți? Ce vei observa? Ce îți captează atenția? Spre ce îți privești, îți oprești privirea și atenția? De aceea, în această zi, dacă vrei să ai o inimă mulțumită, dacă vrei să ai o viață plină de mulțumire, dacă vrei să înțelegi care este voia lui Dumnezeu,
schimbă optica, schimbă modul de a vedea lucrurile, schimbă modul de a observa lucrurile. Privește spre lucrurile frumoase din oameni, privește spre lucrurile frumoase din jurul tău, privește spre lucrurile și spre partea bună a lucrurilor. Asta este mare diferență între pesimist și optimist. Același pahar îl privesc și unul și altul. Optimistul vede partea plină și se uită spre ceea ce este și spune mulțumesc, am deja jumătate de pahar. Pesimistul se uită spre partea goală și zice, nu-i suficient, cât îmi mai trebuie să umplu paharul, de cât am nevoie și nu-i suficient. Tabloul este același, dar depinde ochii tăi spre ce se uită, spre ce se vor focaliza, spre ceea ce ai sau spre ceea ce nu ai, spre ceea ce e frumos sau spre ceea ce nu e frumos, spre calități sau spre defecte. Mulțumirea este în primul rând o chestiune de optică, de ochi. Așa că în această zi, cei care nu vedeți bine, luați-vă ochelarii potriviți. Mergeți la cel care vă poate regla puțin privirea să vedeți lucrurile frumoase. Sunt atâtea lucruri frumoase în jurul vostru. Sunt atâția oameni frumoși. Este atâta lume bună în jurul vostru. Dacă aveți ochi, dacă vă veți deschide ochii, îi veți vedea. Dacă nu, veți privi doar spre partea goală a paharului. Veți privi doar spre defectele oamenilor și viața voastră va fi formată doar din caricaturi. Veți vedea doar caricaturi, doar caricaturi, doar oameni răi, doar oameni care vă urmăresc, doar dușmani peste tot, doar oameni care vă vor răul și mereu și mereu vor fi mereu aceleași probleme. Mulțumirea e o chestiune de ochi. În al doilea rând, mulțumirea este o chestiune de inimă, de gând, de memorie. Pot să fac bine toată săptămâna, dar dacă n-am făcut și sâmbătă sau și duminica, ce credeți că vor ține minte oamenii? Pot să fac bine o viață întreagă, de aceea sunt foarte multe relații stricate, tensionate. Pot să faci bine cuiva de 1000 de ori. Odată nu i-ai făcut bine și uită 1000 de ori binele pe care l-ai făcut și singura dată când nu l-ai ajutat. Poate singurul defect, singura slăbiciune, poate singura dată când i-ai greșit cu ceva, nu uită niciodată. Observați cum binele se uită foarte ușor. Calitățile se uită foarte ușor. Dar răul nu-l uiți niciodată. Dacă cineva ți-a greșit, un cuvânt pe care cineva l-a spus, o privire, un gest, o singură dată dacă ai greșit cuiva, de asta relațiile sunt tensionate, stricate, de aceea sunt multe conflicte, pentru că mulțumirea e o chestiune care ține și de inimă, de memorie, de gând. De 1000 de ori faci binele, dar se uită ușor. Binele se uită ușor. Odată ai făcut răul, odată i-ai greșit, odată l-ai jignit și te-a șters de pe listă. S-a terminat. Pentru că în memoria lui, în gândul lui, în inima lui, va rămâne doar acel rău pe care l-a făcut. Doar acea greșeală pe care a comis-o față de tine. Doar atât va rămâne. Și de aceea oamenii nu mai practică mulțumirea. Pentru că în memoria lor, în gândurile lor, acumulează doar lucrurile negative. Doar amintirile urâte, nu pe cele frumoase. De aceea mulțumirea e o chestiune care ține de ochi, spre ce te uiți, ce observi, ce analizezi. Apoi o chestiune ce ține de inimă, ce vrei să reții, fotografia pe care o faci, din tot tabloul acesta, care e fotografia la care te oprești, care e momentul acela. Și ajunge un cuvânt, atât ții minte toată viața. Nu vezi 1000 de lucruri sau mii și mii de lucruri bune, le uiți ușor și ții minte un singur lucru rău. Mai ales la nivel de familie, lucrul acesta se vede foarte clar și Biblia spune cine pomenește mereu o greșeală, dezbină pe cei mai buni prieteni. O greșeală, nu trebuie multe.
Odată să-i greșești unui om și s-a terminat. Și nu va mai fi mulțumit niciodată. Și de multe ori se întâmplă și în familii și am văzut atâtea situații tensionate în familie pentru o singură greșeală. Toată viața, 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, greșeala aceea, atunci, la nuntă, atunci, după nuntă, atunci, înainte de nuntă, atunci, nu știu unde, și o greșeală pomenită mereu. A rămas totul, totul s-a resetat, tot tabloul vieții s-a blocat pe o singură imagine, imaginea greșelii, imaginea defectului. Atât, totul e stricat. În rest, se uită mii de amintiri frumoase, dar amintirea unei singure greșeli rămâne și blochează inima. Și de ce nu poate fi mulțumire? Pentru că în magazin am doar amintirile care nu sunt plăcute, doar greșelile. Înmagazinăm și reținem, ne obișnuim sau cum ni s-a spus, ne deprindem în a memora doar greșelile, doar defectele. În al treilea rând, mulțumirea e o chestiune care ține de buze, de gură, de a vorbi. Tu alegi ce cuvinte să folosești. Tu alegi să direcționezi ochii tăi spre ce să privească mai mult. Tu alegi inima ta, gândurile tale, ce să înmagazineze, ce să recepționeze și să păstreze în amintire. Și tu alegi subiectul. De aceea vorbirea de rău este păcatul, din păcate, pentru cei mai mulți normal, pentru că asta e normalitatea vieții lor. Ei trăiesc în universul acesta în care văd totul rău, țin minte doar ce este rău și e normal. Care poate fi subiectul? Care pot fi cuvintele? Care poate fi conversația? Care poate fi subiectul discuției? Dacă ochii văd doar ce este rău, dacă inima reține doar ce este rău, ce vor spune buzele tale? Implicit, vor spune doar ce este rău. Am fost acolo, să vezi ce era, ține-mi, lasă-mă și cu el, lasă-mă și cu nu știu cine și începem să vorbim. Și vorbirea de rău nu e altceva decât continuitatea a ceea ce te-ai deprins să vezi, să observi în ceilalți și ceea ce este în jurul tău, este apoi continuarea a ceea ce ai înmagazinat în viața ta, uiți mii de lucruri frumoase și reții și te-ai blocat doar pe un gest, doar pe o greșeală a cuiva și aceea vei continua să vorbești de rău. Vei avea doar cuvinte de nemulțumire și nu vei fi mulțumit de cei din jurul tău. Dumnezeu să sfințească buzele noastre. Dumnezeu să se atingă de ochii noștri, să putem vedea ce-i frumos, ce-i plăcut, să putem observa calitățile oamenilor din jurul nostru. Dumnezeu să se atingă de inima noastră, să păstrăm. Noi spunem lui Dumnezeu, avem o cântare, e cam ciudată cântarea asta, dar ea sună cam așa, Doamne, ține minte numai ce am făcut pe placul tău și nu îți mai adu aminte de nimic, din ce a fost rău. Bine ar fi să ne o cântăm nouă, adică să facem noi treaba asta. Îi spunem lui Dumnezeu să țină minte. Bine ar fi să facem noi, să uităm tot ce au făcut oamenii. Ne-au făcut rău. Să uităm. Ștergeți din memorie. Încercați să ștergeți. Nu vă blocați amintirile. Nu vă blocați memoria cu greșeli, cu cuvinte, cu ceva care a rămas, cu ceva care v-a ofensat. Nu vă opriți acolo. Viața trebuie să meargă înainte. Fiți mulțumitori. Dar e o chestiune de ochi, e o chestiune de inimă, e o chestiune de buze. Și în al patrulea rând, eu cred că mulțumirea e și o chestiune de mâini. Mâini, haideți să luăm exemplul acesta, că se spunea de jertfa de mulțumire. Jertfa de mulțumire era un dar care se aducea la altar în casa lui Dumnezeu. Noi putem mulțumi oamenilor prin gesturi, putem mulțumi oamenilor prin vorbe, să-i spunem. Noi putem, de exemplu, în seara asta să-i fi spus lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat, pentru salariul pe care am, pentru banii pe care am, pentru resursele, pentru mașină, pentru casă, dar este și o formă de mulțumire practică. Știți că colecta nu e altceva decât o formă sau o expresie a mulțumirii noastre.
ai pus 3 cenți, asta e valoarea mulțumirii tale. Cu alte cuvinte, ai spus lui Dumnezeu, Doamne, nu mi-ai dat, atâta mi-ai dat, atâta pune. Forma mulțumirii tale. Nu mi-ai dat, nu-ți dau. Îți oprești mâna, pentru că nu ești mulțumit de ceea ce ai și spui, eu nu dau. Dar nu e vorba doar despre bani, pentru că știu că unii deja când aud de bani, se acționează un mecanism urât în inima lor. Dar vorbesc despre orice formă de implicare. Pentru că mâinile sunt expresia activității, să faci ceva. Să faci ceva în biserică, să te implici, să activezi în ceva. Știți că asta este o formă a mulțumirii. Mulțumești lui Dumnezeu că ai viață, îi mulțumești lui Dumnezeu că ai timp, îi mulțumești lui Dumnezeu că ai capacități, îi mulțumești lui Dumnezeu. Când nu vrei să faci nimic, te îmbufnezi, te retragi, eu nu mai fac nimic, eu nu mă implic, mie nu-mi trebuie, nu e altceva decât o formă a nemulțumirii. Zgârcenia este o formă a nemulțumirii, pasivitatea, inactivitatea, indiferența, nepăsarea sunt forme, sunt expresii ale nemulțumirii. Pe când tărnicia, implicarea, activitatea, toate sunt forme, expresii ale mulțumirii. Când ești mulțumit, te implici, lucrezi, nu e așa, cu salariul la patronul tău, dacă ești mulțumit, lucrezi. Când ești nemulțumit, nu mai fac nimic, dar ce? De bani ăștia, pentru bani ăștia, deja am făcut prea mult. Și inactivitatea, și răzvrătirea, și indiferența, și neimplicarea, ca formă de răzvrătire, ca formă de protest, este un fel de protest. De asta, în momentul în care observi pe un om care nu trece niciodată la caserie, care nu face absolut nimic, care trece coșul pe lângă el și el niciodată nu are, nu e altceva. Pentru mine asta e o formă a nemulțumirii și o formă de protest. Nu sunt mulțumit cu cât am. În această zi vreau să înțelegem că mulțumirea e o chestiune care ține de ochi, cum vezi, e o chestiune care ține de inimă, ce memorezi, ce înmagazinezi, ce reții, e o chestiune care ține de buze, ce vorbești, ce spui, dacă vei aduce cuvinte de mulțumire sau de nemulțumire, e o chestiune care ține de mâini, vei dărui sau nu, te vei implica sau nu, vei munci sau nu, vei fi activ sau nu, aceasta este o formă de mulțumire. Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne ajute să fim mulțumitori și cum spunea Pavel în Evrei, să ne arătăm mulțumitori. Amin.